Top game, bă, băiți! Ok, hai că ați apăsat sabie pe videoclip. Bă, ne jucăm Darius, ne jucăm în bronze și dăm gap-ul. Bă, ce-i mă cu tine, mă? Păi vrei să începem bine videoclipul? Vrei să începem bine sau nu? Nu. Respect. Worf, top div. Top div, man. Yeah, legit top div. Bă, îi dăm pe agresivitate. Bă, eu zic că s-o merita kill-ul ăsta. Merem pe replica noastră clasică. Un kill pe mine... Stai, nu un kill pe mine. Era să zic un kill pe mine valorează cât 10 pentru inamici, nu invers. Kill pe inamici valorează cât 10 pe mie. Bă, atâta timp cât în divizia asta eu mă fidez, e super mega worth it. Că top game, bă, băiți. Că e cum mă joam să mor eu. Bă, dar by the way, acolo era să dau unul pentru unul. Ne jucăm la mișto oricum. Oricum îl batem pe ăsta, adică... Dar atâta timp cât dau fasting la game, să am cât de multe kill-uri, e lejer, bro, I mean, e lejer, man, e lejer. Bă, level 2? Bas cu mie, mă. No, ce faci? No, ce faci? No, ce faci? No, ce faci, mă? Mort, sub turetă, nu? Bă, de fapt depinde aici. Trebuie să fac... Și eu level 3! Bă, stai că trolez. Bă, un pic de avantaj la inamici nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă, bă, băiți, că mi-a și-mi place să intez un pic la început de meci. Avem unul cu doi pe Darius. Lejero. Lejero, bro, lejero. Mamă, ce fidează ăștia de pe bot. O rup asta în bătaie, mă, imediat. Mă, să vedeți, așa că începutul nici nu contează, mă. I-am dat două kill-uri așa. Să vedeți ce fac de pe acum. Nebunie. Stai că se trolează și pe bot. Bă, de la 1 cu 2 merem la 20 cu 2, nu mă zic. Contează, mă, ce folosește campionul, mă, băieți. Bă, ce gen când dai, mă? Stai cu minte, frate, că dau aici un freeze puternic. Are 2 cu 1, 21 de farm. Bă, putem spune că e un început de cu mult, mult mai better. Hai că e mort. Bă, dar nu trebuia să vii la gang, fratelo. Că-l băteam eu, mă. Sărăcio. Băteam eu, mă, aici. Că top game, bă, băiți. Găjăm. Mersi, frate. Mersi, frate, de gang. Dacă ganca e enemy-team-ul. Mă, dar vezi că fidează tăzi de la noi, mă. Chiar fidează tăzi de la noi, deci o să fie un meci mai... Să fie un meci mai interesant, să spun așa. No problem, no problem. 5 cu 3. Meci ăsta să cară. Deja am 2 kill-uri. Cu farm așa, cât de cât de... De control, control de rutină. Bun. Ninja Tabi. Cred că mi-aș face un healing. Da, un heal reduction ar intra destul de bine versus... Versus Irelia, da... Un picus mai încolo. Puțin, puțin așa mai încolo. Ce naiba, puțin tel. Puțin tel mai încolo. Bă, băieți. Hai cu top gap-ul. Hai cu top gap-ul. Are 2 cu 2 ăsta. Ăștia 0-1, 0-1. Bă, dar ce naiba să joacă acum Nico junglă? La ce naiba să ajung jocul ăsta dacă acum se joacă Nico junglă? Deci, bă, fiți atenți, ăsta nu o să aibă stack-uri. Nu o să aibă stack-urile de Irelia, o să avansezi și o să o bat. Easy. Și ne batem. Mă bată minionii ei. La mișto. Mortă. La vrăjală. Bă, sincer, aici mă pute bate încă, da. Știu că nu mă bate. Deci, top gap. Dacă își dădea aici... își dădea Q în Q-ul meu. Că, sincer, cam putea, da? Top div. Hai de capul meu că mă joc la vrăjală, mă, zici că... Nu știu, frate, deci... Nu mai am chef, mă, de jocul ăsta, mă. Deja m-am jucat 1000 de ani de League of Legends. Cât să mă mai joc și eu, cât să mai și car pe jocul ăsta, ești nebun. Luăm două plate-uri acum la mișto. Dacă dăm kill aici, nici nu contează. Ah, ok, kill.
La Irelia? A, aproape. Hai că-i șesă cu șesă scorul. Bă, au început băieții mei să facă niște kill-uri, ceva, o vrăjală. Să bagă top gap-ul, man, să bagă top gap-ul. Să bagă top diferenționesul. Bă, ne facem... Nu mi-aș face încă Bramble Vest-ul. Că așa nu o să-i dau destul de mult damage. Ce se întâmplă pe bot? Au 4 glonțe, ne numitim. Ce să facă cu 4 glonțe inamici? Au legit 4 glonțe. Ia-l-ai pe Jax, mă. Bă, ia-l-ai, mă, pe Jax. Azi că am fugit după kill-ul ăla. Ați băgat niște kilometri pentru kill-ul ăla, mă. Hai că nu-i problemă. Bă, te vas cum e. Dodge. Și ești mort. Ce încerci, fratelo? Ce flash-ul? Top div, bro! La pământ! Bă, cu Darius. Când vă jucați Darius, numai trebuie să fii confident. Uite, ați văzut aici. M-am dus, l-am bătut. Asta la discuții. Bă, dacă eram un master, faza că ăsta stătea în spate. Acum... E ok, man, e ok. Sau nu știu, stătea mai mult pe... Nu știu, mă, o jucau diferite aia din master. Nu facem eu play-uri din astea. Da, nu. Top gap-ul e top gap. Hai că ne dăm baza acum. Ăsta cu Yasuo îi cam place să inteze. Ne dăm back pe lângă ăsta. N-avem treabă. Ca la noi acasă, mă. Enemy killing spree. Ăsta e un match care trebuie să-i dau 1v9, că dacă nu, nu-l câștigăm nici cum. Bă, v-am zis că de la 1-2 mă duc la 20-2. Bă, fiți atenți, mă, că 20 de kill-uri fac match-ul ăsta, că eu domnul Nostradamus. Nostradamus Marius Maker-ul. Asta se joacă Nico junglă. Ce a ajuns LOL-ul ăsta? Te joci gume de campion până junglă. 5-2 Ione. Bravo, acum ai dat realization-ul. No, au avansat, îl batem. Dăm dodge, că suntem șmecheri și îl batem. Bă, deci n-am ce să vă explic altceva decât top div. Rampage. Bă, v-am mai spus, acum oricum jucăm într-o diviziune mai mică. Bun, după ce faci kill-uri de genul, am eu o schemă, mai ales că acum am HP, o să-mi vină ultimata, am și mana. Am tot ce posibil, man, adică stau pe spate, n-am nicio treabă, știi ce zic? Deci, luăm minionii ăștia de aici. Pe lângă asta, vedem acum dacă ajunge rapid pe linie sau ceva, știi? Și ne băgăm sub tufa asta. Și el o să avanseze. Și nu o să știe că s-a aici. Ba, ia că știe. Da. Nu-i problemă că noi suntem prea buni la jocul ăsta. Nu și-o dat seama, frate. Băi, 11 cu 12. Aveți grijă că s-o și fura dragonul, nenămitim. Mamă. Mamă, ai de capul meu. Ok. Acum ea mai putea face schema asta odată dacă ar fi să vină pe linie, dar nu mai am mana și nu-l mai bat. Adică am de un W și cam atât. Hai că ne luăm Trinity Force-ul. Și Bramble Vest. Și deja suntem super strong versus enemy team. Au 3 campioni pe healing plus Soraka. Deci neapărat ne trebuie heal reduction match-ul ăsta. Irelia iarăși își dă o grămadă de heal. Bine, Irelia e useless. Că na, de la 2 cu 1 a mers la 2 cu 6. Dar nu, asta e partea a doua. El o să zică că e jungle de frate. Că mi-am luat atunci un gank. Că oricum îl bătem. Oricum îl bătem cu gank-uri sau fără gank-uri. I-am dat 2 kill-uri la vrăjală, mă. Bine, un dead of a troll, unul a fost unul pentru unul ce am dat eu. Deci, e. Yeah. No, ce faci, frate? Ăsta n-are boots versus Darius. O să fie cam interesant versus el, te joci fără boots. Bine, el n-are bani de nimic, n-are bani să treacă strada, dar e ok. E ok, man, e ok. Ok. Dăm un Q, dăm dodge. Și acum mai dăm poke sub turetă și îl batem după aia, că na. E sub turetă, băiatul. Ah.
Bă. Bă, am trollat un pic aici, că ați văzut că mi-am dat W fără auto-attack reset. I don't like this. Stai. Vai să o calculăm. Bă, dacă el își dă... Nu, n-am cum să-l bat. Bă, el dacă își dă Q, eu teoretic pot să-mi dau E-ul. Hai să nu o riscăm. Că dacă îi dăm și la asta shutdown acum. Acolo nu știu, mi-am dat direct... Mi s-a anulat auto-attack-ul, că vreau să dau flash auto W, dar nu e și schema. Darius, can you go mid? Sure. Hai că merem pe mid. Lăsăm pe ăsta aici să, să facă treabă. Să facă treabă bună. So you have Bramble and is good versus Ione. Bravo, mă, ești bun. Ei, nou, cu doi ăsta cu Ione. Mamă, ce inamic mi-o dat băiatul. Să vedeți cum mă rup în bătaie. X4 focus. Bă, 700 gold shutdown și am câștiga meciul. Pă bune. Ia, e mort. E mort. Easy, man. Mi-a băgat oricum un inamic. Bă, și acum luăm cât de multe plate-uri putem, că avem Trinity Force-ul. Mamă, ăsta cu Yasuo acum o intează și pe... Bă, dar poți să nu mai intezi oriunde ai mere, fratelo. Doamne, ferește, mă. Hai, mamă, deci câte plate-uri am luat de pe faza asta. Aoleo, că direct demolez tureta cu Trinity Force-ul. Bă, dacă mă supără ăsta... Bă, ce faci, mă? Bă, ghost pentru flash, ce să zic. Lua și tureta. Avem 2700 gold. Hai, băieții, la 1v9 cu noi. La 1v9 pe sintetic. Avem 7-2. Păcălim un pentakill. Băgați acolo bet-ul în comentariile de pe YouTube. Dacă facem un pentakill, ce facem? Bă, trebuie să bag și eu un Red Bull, că... N-am mai băgat de câteva ore. Și bro, eu nu pot să filmez, man, un clip de League of Legends. Eu nu pot să fac live-uri dacă nu beau un Red Bull, o cafea, ceva. Adică nu mai pot, frate, să legumă, să adicte rău. Asta este. Ce să și faci? Bă, ce se întâmplă aici? Bă, tu te bați cu Irelia, mă? Hai că ai făcut. O, domnul Ione! Ce faci, fratelo? Ce faci, domnule? Domnul 9 kill-uri. Domnul 9 kill-uri, băgat un kill la respect. Nici măcar n-am avut ultimata, bro. Gen, numai așa să știu unde ne situăm cu 9 kill-uri letale. A, s-o mai fi dat și ăsta cu Yasuo acum. Ăștia de pe bot, îs pe feed. Adică s-o fi dat ăsta cu Yasuo. O las și el că a amărât un kill. Cât farm avem? 120 farm, 15 minute, 8 kill-uri. Facem imediat 3 iteme. Bă, inamicii sunt full de, iarăși. Deci o să-mi fac steracul acum. Că n-are rost să-mi iau Magic Resist. De ce mi-aș lua? Uite, îmi recomandă jocul Force of Nature. N-are rost să-mi fac Force of Nature dacă inamicii sunt full de. O să-mi fac un Heal Reduction ca lumea, Tormail-ul. O să trag un Tormail pe dreapta, o să trag un sterac. Și gâgă, frate, nu mai are ce să facă, nu mai au ce să facă inamicii. Iar dacă, nu știu, să zicem, avea o echipă, o junglă, care avea 0 kill-uri sau ceva, tă nu-mi face Magic Resist. Că n-avea rost, frate, de exemplu, să zicem, era Ione ăsta 9 kill-uri, 4 kill-uri Jin, mai avea 2 kill-uri ăsta, pana mea, bă, vrei să te bat? Vezi că suntem aici ca maimuțele. Bă, ce-i cu tine? Bă, ce-i, mă, cu tine, mă? Ce-i, mă, și cu tine, mă? X de aia. S-a scris mesajul superior. Bă, pe ăsta-l prindem? X de aia. E mor și ăsta. X de aia. X de aia la pământ, X de aia. X de aia, X de aia, X de aia. Bă, nimeni nu joacă Darius ca Marius Mecheru, deja, bă. X de aia. Băieții mei au murit acolo. Băi, eu trebuie să fiu păstătă pe hartă, că eu am luat doi inamici, le-am luat carry-ul.
Da, mei tot tintează, văd că ăsta cu Ezreal a intat. Bă, ăsta... Aoleu, trebuia să fiu la Dragon acum. Bă, dar nu pot fi păstă tot pe hartă, bă, băieți. Bă, dar nu știu ce schimbări au făcut la Nico acum, că... tare ciudat, tare ciudat e Nico acum cu transformările astea, să poate parcă transform... Am văzut pe TikTok tot felul de chestii. Lasă, doi balauri la inamici, luăm noi next. Luăm noi următoarele. Bă. Mort. Bun. Un shutdown la Nico. Hai, fratelo. Că trebuie să fac 20 de dead-uri, nu mă zic, fratelo. Trebuie să fac 20 de dead-uri. Trebuie să fac 20 de kill-uri, te rog frumos. Te rog frumos, man, adică na. Hai că mă duc cu ghost-ul pe top. Îi dăm ghosting. Dăm ghosting să facem un V2 cinstit. Pă ce dăm prima dată? Hai să dăm pe domnul Ione. Ești mort. Unul jos. Doi jos. Double kill. Double kill. Luăm și farm-ul. O, știu pe ce mai întâlnim din anumit timp. Bă, ați văzut, băieți, adică și dacă intesc cu Darius în early game, am dat două dead-uri. Na, am fost unul cu doi. Imediat poți să-ți întorci scorul, adică nu-i regulă. Nu-i regulă. Strategia de intat. Am mai zis-o eu asta de multe ori. Lași niște... Bine, strategia de intat. Când vezi că nu-ți mere bine, zici și tu că e strategie. Că, bă, ai lăsat niște kill-uri ca să creadă că ești prost, că ca după să se bată cu tine, nu? Nu, hai să facem asta. No, dă-i mă pe el, mă, mărâtule, că până dai tu un heraldul ăsta trece meciul. Vreau să-mi fac și eu stera cu ceva. Bun, hai să-i dăm bază. Facem steracul. Și acum mere spre Tormil. Cunoaștem Darius-ul ca tatăl nostru. Asta e. Deja visez la noapte cu Darius. Adică, bă, deci ăsta s-a transformat în minion. Și nu știu, mai lua Q-ul de Ione. Bă, mi se pare un pic unbroken chestia aia. Bă, Ione, ce zici? Hai să... iPhone 9 cu 2, am e 10 cu 6 după ce ai dat de niște de mine. Bă, ăla cu 4 glonțe deocamdată nu... Nu m-o tare întâlnit, să spun așa. O, băieții! Ce zici, 4 glonțe? Top game, bro! Ce zici, 4 glonțe? Fair! Că vă bat pe tăți, mă. Fair! Bă, când e Marius șmecherul pe Darius degeaba. Bă, eu vreau numai să fiu Nostradamus meciul ăsta, atât am de zis. Minutul 20, 16 cu 2. Atât, eu numai vreau să fiu Nostradamus, fratelo, adică, bă, vreau să ajung în, cu 20 de kill-uri și atunci să se termine meciul. Să fie 20 cu 2. Că am zis-o la început de meci. De la 1 cu 2, merem la 20 cu 2. Prezic viitorul, bă, băiți. N-am zis scoruri din astea, 6-2, nu... Nu stăm noi pe vrăjale din asta. Stai așa să ne facem și noi turmeilul. Ne dăm bază. Avem 5 iteme. Bă, meciuri din astea tot să pot pierde. Chiar să pot pierde. Adică echipa noastră intează când nu-s eu pe acolo. Deci, nu, eu sunt cam singurul care joacă de la mine. Că ăsta-i scârție. Scârțar. Cuvântul nou de pe live care s-o tă vorbi scârțar. Scârțar. Ia. Și-o lua bătaie. Jungla mea. Vezi că te-am salvat. Nu, ce ziceți băieții din anumit timp? Ăsta cu Ezreal, iară moare, mă. Hai de capul meu, mă, că toată echipa mea intează. No, asta se întâmplă când îl pui pe Marius Schmecher-ul în bronze silver cu Darius. Mere 1000 de kill-uri în minutul 20. Îți accept soarta, fratelo.
Deja îi farmăm, deja, deja mimila și un tic, dar... Na, na, na. Jucăm fără milă, faceți și voi dragonul. Da, și voi în dragon, că eu mă duc după kill-uri. Eu vreau să mă duc 1000 cu 0 match-ul ăsta. Avem un red buff. N-avem red buff. Bă, faceți-l fraților, că eu vă dau defend. Eu sunt aici cu enemy team-ul, eu sunt cu Grey din enemy team. Dați frate în ăsta, bă! Dați în ăsta, mă, fără rușine, că eu... Eu sunt aici cu băieții, eu țin porta. Ia! Păi ce să vă facă, mă, când stau eu aici în față? Dați în dragonul ăla, că-i trimit în bază. Bă, băieți! Oooo! Unde mi-e penta-ul, bro? Unde sunt amicii să fac pentakill? Ia-le! Penta. Top gap. Pentakill, fratelo, gâgă top gap. Bă, trebuia să-mi dea quadra kill și după pentakill, fratelo, legi penta. Bă, deci voi acum vedeți pe ecran pentakill, nu mă interesează. Bă, nu ne-am ținut totuși de promisiune. Avem un... Mamă, avem un minut 23 de kill-uri. Și avem full build. Bă, dar am jucat fără milă, frate. Avem și full build în minutul 23. Bă, chiar am jucat-o fără milă un pic, adică... De mai jucăm un pic jocul ăsta, cred că ajungem la 40 de kill-uri, da, na? Deja intrăm pe recorduri mondiale. În cartea... Intrăm deja la campionate, bă, băiți. Ce să zic și eu, mă? Hai să facem și noi blue buff-ul. Bă, lasă-l, mă, bă, lasă-l. Amărăciuniu, că mă joc. Eu singurul din echipa asta, eu n-am nevoie de coechipieri. Eu legit n-am nevoie de coechipieri, bă, băieți, adică, na. Bă. Voi avansați un pic cam mult, nu credeți? Tăte, nu-mi timu-i pe mie. A murit, a murit. Mamă, te prindem Q-ul ăla, era penta, frate! Aoleu, cum am... Mamă, i-am spart. Darius, why alone? Încă ăsta... Brometis match. Brometis match. Bă, ăștia încă mai și dau sfaturi, mă. Ăștia-mi dau mie sfaturi. Darius, why alone? Darius, why alone? Ăștia, ăștia încă mai dau flame, mă, ăștia, na. Na. Mi se pare corect, bă, voi dați sfaturi. Rămâneți la sfaturi, bă, băiți. E ok. Bă, faza e că dacă avem flash-ul aici, îi bătem pătăți. 100% îi bătem pătăți. De avem flash sau ceva, 100% îi bătem pătăți. Sau nu aveau inamici ignite. Că, bă, și-au pus ăștia... Bine, normal că au câte un ignite, măcar. In the dead so badly. Tot vreau să fac un penta, fratelo. Că nu se poate. Dar you swy alone. Păi, dar la voi, nu vă uitați, bă, mucoșilor, mă. Bă, eu vreau să fac cât de multe kill-uri meciul ăsta. Nu mă mai interesează pe mine victoria sau habar n-am. Darius, why alone? Ezreal 1v3. Darius, why alone? Darius, why alone? Darius, why alone? N-am făcut 20 cu 2, aia e. Aia e partea... Ești mort. Unde crezi că scapi? Lămau gâjă running, lol. No, bă, vreau să vă bateți versus mie din nou. Că am ghost-ul și am și... Am și ghost-ul și, și flash-ul de data asta. Bă, vreau să vă bateți cu mie. Tată echipa mea... Bă, vă bat. Atâta vă zic că de data asta vă bat. Atâta vă zic că de data asta vă bat. Nu mă zic. N-aveți, n-aveți o șansă. Bă, deci de ce nu vă bateți, mă?
Aoleu, mamă, cum, bă, mi s-o dus tecurile, mă. Bă, mi s-o dus tecurile, era pentahul meu. Aoleu, cum am jucat-o până să ratez Q-ul ăla, mă. Aoleu, stați așa o secundă. Aoleu, hai să dăm endul, hai să dăm endul. Că aici era pentahul meu, bă, băiți. Mamă, legit era pentahul meu, fratelo, era pentahul meu, mă. Era pentahul meu, man, era pentahul meu. A, e, s-a mai întâmplă. Bine, hai să ținem dragonul. Bă, nu știu, mă, da. Ați văzut și voi acolo ceva, mainii de Darius. Era, erau vreo două faze, mă, diferență. Lasă că e ok. La următoarea fază avem pentau, dar atâta că n-avem ghost-ul sau ceva. Vezi că am început să fidez un tic enemy team-ul, că tot am dat shutdown-uri. Tot shutdown 1000, shutdown 1000, trebuie să terminăm aici acum. Că deja ne-am jucat cam mult cu ei. Bine, aici eu aș putea lejer, mă, să stau să termin meciul, adică n-ar fi nicio problemă, da. Stau și eu cu echipa, stau cu un băiat de la mine din echipă și am terminat lejer, da. Unde ar mai fi fanul? Hai să-i batem. Hai să-i batem, hai să-i batem, am un assist. Nu-s băiatul cu asisturile, că nu tare am cu echiper pe lângă mie și nu știu cum ar putea ei să ia kill-urile. Erau tare mult cu ultimata. Adică, dau insane. Bă, trage și tu ceva, pescuiește. Pescuiește, mă. O să pescuiești acolo, un inamic. O ceva. Hai să-i batem acum. Mamă, deci, pe lângă că eu acum mai am și niște băiți lângă mie. Mamă, ăsta e mort. Bă, deci trolez cum mi-am dat eu ăla, bro! Aoleo! Marius Mecherul pe top. Vai, ce putem să fac aici iarăși. Gă, top gap. Gă, top gap, bă, băiți. 33 de kill-uri în minutul 30. V-am pupat. V-am pupat, v-am pupat. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la clipul ăsta. S-o dovedit așa un pic, că nu. S-o mai dovedit așa. Ce să zic? S-a dovedit puțin de top gap. Hai să analizăm și noi damage-ul din acest match. Slăbuț. Slăbuț. GG top gap.